Apreciez că ai venit să gătești peștele în fața noastră. Sunt eu. Vă mulțumesc. Etapa următoare. Da. Haide, bucurați-vă. Bun. Haide, bravo. Haide, bravo. Am fost student la Facultatea de Informatică Economică din Timișoara, după care sora mea mi-a oferit oportunitatea de a lucra în Marea Britanie ca și kitchen porter, spălător de vase. Pasiunea pentru bucătărie a început în urma unui pariu de revelion. Eu tot aveam intenția de a ieși din țară. Să încep o carieră în străinătate. Și prietenii mei, mai în glumă, mai în serios, îmi spuneau: Andrei, tu o să mor de foame. Că tu nu știi să gătești nici măcar un sandwich dacă n-ai pâine feliată. Iar ziua următoare m-am trezit mahmur, în data de 1 ianuarie 2019. Și pur și simplu, cred că a fost prima dată când am pornit aragazul. În general, cobaii care gustă din mâncarea mea sunt rudele. Aoleu, cea mai mare greșeală, eu n-am gustat. Și ocazional prietenii. Hai, să fie într-un ceas bun. Doamne ajută! Visul meu este să câștig Masterchef. Cred că nu luam această decizie de a veni aici în condițiile în care să mă fac de râs și să nu cred eu că pot să realizez această performanță. Bună seara! Bună seara, șef! Cum te cheamă? Numele meu este Clabace Andrei, am 24 de ani și... Unde ești? Vin din Timișoara. Par puțin stresat. Da, ce ai gătit pentru noi astăzi? Pentru început, o doradă. Doradă cum? Ce caut? Prăjită. Mai aveți 5 minute. Ok. Nu ar fi ideal să încălzești și piureul de mazăre? Ba da, doar că nu mi-am luat... toate cele necesare. Ce trebuie? Ce trebuie? Ce trebuie? Oală. Deschizi sertare. Aici acolo niște tigăi acolo. Să fie primit. Păi eram ceva de genul ca o găină fără cap. De ce te ocupe, Andrei, în viața ta? În momentul de față lucrez la o firmă de logistică din oraș. Am lucrat și în Marea Britanie ca spălător de vase. Într-un restaurant? Da. Și ai tras și tu cu ochiul acolo? Nu am reușit să avansez cum aș fi crezut că îi... Na. De ce? Aparent, na, patronul nu mă lăsa să am tangențe cu păi poate, mâncarea. Poate avea dreptate, te-ai gândit? Poate avea, na. Patronul... să spun așa, m-a limitat la cel mult curățat și tăiat de legume și am considerat că stagnez. Este rețeta al tău, o rețeta ți-a luat pe net? Am făcut această primă farfurie când am venit înapoi în țară și a fost prima farfurie ce le-am gătit-o părinților mei. Cu intenția să mănânce și ei fine dining. Cu cine a venit în platou? Cu părinții mei. Uite ce frumos! O priză, dacă vă rog? Imediat, întind un prelungitor, îl trag cablu imediat. Stânga ta. Bingo, deschide sertarul. Unu. Aici aveți, ok? Vă mulțumesc frumos. Haide, rapid. Da, nu sunt sigur dacă o să-mi iasă farfuria. 30 de secunde. Ce trebuie să blendat acolo? O spumă de citrice. Citrice! Fai, nu știu dacă o să apuc să montez. 5, 4, 3, 2, 1. Andrei, aventura ta la Masterchef s-a terminat? Nu sau va începe? Nu sunt mulțumit. Nu. Peștele l-am nenorocit în ultimul hal. Doamne ferește! Era mai ușor la spălat vase? Depinde de flux. În loc să mă duc pe o cale simplă, aleg, nu știu, să mă duc în avioane, să fac și aia, să fac și aia și îmi complic singur viața.
Ce tu mișcă tot timpul? Am tic nervos din copilărie și mă clatin. Am crezut că nu se observă ticul meu. Aveți niște reflex? Da, am jucat ceva, fotbal, am fost mai sportiv. Dacă astăzi nu a fost sportiv, astăzi nu a terminat preparatul, nu. Cum trebuie? Nu. Spuma asta, nici nu se poate, nu mi-e spuma. Doamne ferește, deci nu trec mai departe. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. M-am organizat foarte prost. Pe bune? Da. Vă mulțumesc. Era 5 minute la dispoziție și nu a terminat farfurie. Vezi niște spumă acolo de citrice? E păcat, era bună. Era ca apa. Da, n-am apucat să o blendez cum... Eu vorbesc acum, da? Apa aia trebuia să fie de fapt o spumă, dar Dumnezeu cu mila n-a fost să fie. Farfurie are valoare. Are valoare farfurie. Are și niște tehnică. El a făcut peștele în fața noastră aici, cap-coadă. Da, exact. Da. A vrut să facă și spumă aici. Eu apreciez curajul tău. Poate că nu ți-a ieșit astăzi. Andrei, o să te întreb ceva ca de la bărbat la bărbat. Sigur. Crezi că un spălător de vase poate să ajungă bucătar? Da. De la mine ai un da. Mulțumesc frumos. Nu mă așteptam nici măcar să fie politicoș cu mine, să-mi arate doar ușa. Și la mine aveți un da. Mulțumesc frumos. Felicitări, Andrei, astăzi primești șorțul cu 3 de da. Bine ai venit la MasterChef. Poți să vă strâng mâna? Sigur. Foarte bună farfuria ta, Andrei. Marea mea dorință era să ajung la MasterChef și uite-te la mine. Look at me! I'm on TV! Ai grijă cu emoțiile astea pentru că viitorul e mult mai dur. O să încerc să mă ridic. Haide, seara bună! Bravo! Bine, mă! Bine, mă! Când am plecat de la șef și eram în extaz, ce vorbești? Abia am așteptat să-i văd pe a mei, să sar pe ei. A făcut tot în fața noastră, e păcat de spuma aia. A încercat să facă tot, da, că exact. Nu e și spune. Bine, bă! Bine!